Ratko Mladic, supranumit măcelarul din Balcani și condamnat pe viață la Haga pentru genocid. Este internat în stare destul de gravă. Dezvăluirea a fost făcută chiar de fiul acestuia pentru jurnaliștii de la France Press. Radko Mladic este într-o stare de sănătate proastă. O echipă de medici de aici este gata să meargă să-l vadă, dar nu știm încă dacă li se va permite, a declarat fiul fostului lider. Dar Mladic a mai declarat în trecut pentru ziarele din Serbia și Bosnia că tatăl său are pneumonie, acumulare de lichid în plămâni și insuficiență cardiacă, iar starea sa de sănătate s-a degradat dramatic din mai încoace. În iunie anul trecut, Radko Mladic, cunoscut drept măcelarul din Balcani, a fost condamnat la închisoare pe viață pentru genul crime împotriva umanității și crime de război comise în timpul sângerosului conflict din Bosnia între anii 1992 și 1995, dar mai ales pentru rolul său în masacrul de la Srebrenica din 1995, când circa 8000 de bărbați și băieți musulmani au fost omorâți de forțele sârbe din Bosnia. Verdictul anunțat de cinci judecători este final și nu mai poate face obiectul unui apel. Arestat în 2011, după 16 ani în care fusese dat în urmărire, masivul soldat Ratcomladic, aflat în detenție la Haga, este acum un bătrân suferind de probleme de sănătate, potrivit avocaților săi.